Ce-ți place la mine acum? Totul. Oh. Aha. Ești ceva, știu eu, nu? Am cheile. Bun. Tu? Da, am avut multe chestii de reglat în atâți ani, da? Chiar putem zice că am ajuns mai demult, nu acum. La nirvana, da. La un consens. Bun, dar la noi aici nu e numai business, la noi aici e suflet, adică gândește-te că știu fiecare chestie pe care am cumpărat-o, fiecare suport pe care l-am negociat, fiecare colțișor, de ce am făcut aia, înțelegi? Deci aici e mai mult suflet și să vând, să ce, să trăiesc de pe asta tot restul vieții? Da. Păi nu, eu am vise mai mari, eu vreau să produc, să trăiesc și astea să le las mai departe, cum? Ce să zic, mi-a plăcut foarte mult domeniul, eu fiind inginer, s-a părut și îmi place și în ziua de astăzi. Adică vin la lucru la când sunt în zonă la ora 8 cu drag, ceea ce e mare lucru. Da, chiar e mare lucru. Da. Există provocări noi și în domeniul tot timpul, da? Tot timpul, da? Tot timpul. Pot să spun că de un an de zile lucrez foarte mult la mine cu partea asta, să văd din fiecare lucru luminița, din fiecare lucru rău, să văd sâmburile alea de lucru bun și pe ăla să-l alimentez, știi? Sâmburile alea de bunătate și de optimism, pe ăla să-l alimentez, să aducă plus valoare. Nu, singură te simți vreodată? Nu, cu el nu, cu mama și tata care sunt permanent lângă mine, cu copiii la fel. Care căței? Am cățelușii, am pe soră mea, am tot ce-mi doresc. Și mai am și niște prieteni la care... Da, mai aveți prieteni? Avem, da. Mare lucru. Nu mulți, dar prieteni de dinainte de a ajunge la succes aveți? Chiar, uite, chiar discutam, da. Dar normal, da? Cum să nu? Discutam. Da. Zis, nu pot să opresc, efectiv mașina s-a dus. Undeva la... Deci între noi și mașina cu lemne, cred că erau 150 de metri. Și am intrat frontal ca și... Cu ce mașină erai? Cu Range. Tot că ăsta avea un an. Nici electric, un an. Nu electric. Nu. Și n-au intrat în funcțiune toate nimic. Sistemele. Nimic. Dar era un polei, deci era un polei, doar a venit salvare, pompieri, s-au întors și băia în drum. Deci era, nu puteai, deci nu am văzut niciodată așa ceva. Mă mai consideri atrăgătoare. Normal. Ai văzut poza. Descrie-mi ochii. Mari. Ce-am baștri. Bună seara, vă mulțumesc că ne-ați primit aici la voi acasă. Ana Maria Ștefănuțiu și Gogu Ștefănuțiu. Suntem la firma Geoplast, una dintre cele mai cunoscute și apreciate din județul nostru. Și avem ca invitați pe cei doi patroni, soț și soție, Ana Maria Ștefănuțiu și Gogu Ștefănuțiu. Dacă pe Ana Maria ați mai văzut-o în podcastul meu, Gogu, cred că e în premieră. Ești în premieră mondială, planetară, cum? De toate, nu? Până da. Dă și el greața. Nu ți-ai luat ochelarii buni, nu ți-ai luat sacou albastru. Am bună seara urechea. Și bine ai venit la noi, Adi. Ai văzut cum nu ne lasă să... Să ne extindem. Nu ne lasă să ne extindem, da. N-am venit cu mâna goală, am venit cu un tort frumos de la... Sper să fie și bun, sper să nu fie de plastic. Da, nu ne face Cristina din astea. Cristina e prietena mea și sigur nu. Da, i-ai zis pentru cine? Cum să nu? Da. Ți-ați și scris cu dedicație acolo, un tort egiptean cu... N-am fost atent. Mulțumesc, dar... Cristina, și felicitări pentru tot ce faci. Pentru că a fost ziua ta, n-am reușit să facem chiar atunci înregistrarea, dar merge și după două zile. Ți-am adus și ție două sticle de vin foarte bune de la Jelna și de la Valea Ascunsă. Am povestit un pic de Valea Ascunsă, să știi că merită de văzut bun, locul ăla de acolo, de la Viile Tecii. Foarte, foarte bun vinul. Și vreau să vorbim un pic despre voi ca și familie, pentru că sunteți cumva pe rețeta succesului în vremurile astea în care oamenii nu prea pot sta unul cu altul, nici într-o afacere, da, păi într-o casă. Da, păi în ambele.
Da, voi în ambele, da, chiar așa, hai să pornim de la asta. Se zicea mai de mult că nu poți să lucrezi în același loc cu soția, nu? Da. Că e greu, că e complicat. Nu e complicat, chiar nu e complicat. Fiecare nu? Cu treaba lui. Nu ce să fie complicat. Dar care e rețeta? Acasă mai rău. Acasă e rău. Deci unde nu trebuie acasă să amesteci? Acasă e șefă. Aici are fiecare treaba lui. Da. Deci actele vorbesc acasă. Nu, într-un certificat de căsătorie nu apar procente, știi? Și atunci tot timpul lupți da. Care să dețină controlul. Cel puțin trebuie să recunosc, la noi așa este. În firmă, păi, statutul, actul constitutiv care spune clar 50-50. Chiar suntem ca și doi parteneri. Avem propuneri, avem contre, nu sunt de acord, să vedem păreri pro și contra. Dar din punct de vedere executiv, ce funcție aveți fiecare în firmă? Acum, Ana Maria normal se ocupă de partea economică și bineînțeles că am director economic care este ghidul meu. Eu mă ocup mai mult de partea de imagine, de mai mult de investiții, de partea cu personalul. El și este inginerul. Gogunca, da, nu? Fiecare, cu contracte, cu partea, el e mai mult pe partea de cu clienții. Eu mai mult pe ce intră în firmă, el mai mult pe ce iese. Și eu livrez mai mult partea de marketing. Da, amestecați deseori lucrurile, adică duceți problemele de la firmă, le duceți acasă uneori. Da. Da și nu. Da, dar în sub altă formă. Nu. Da? Da. Păi eu zic că da, tu zici că nu. Dar nu par niște probleme, dar adică când, e vechime, avem 20, dat, avem 20 și ceva, 20 și ceva de ani. De 23 de ani. Nu vrei să zici că nu știi câți ani de căsătorie aveți? Nu, nu, de căsătorie, nu? De firmă. A, de firmă. De firmă. Da. Așa, pe tot atâția. Dai seama că da. Automat te obișnuiești cu ele. Ești cu ele acasă, cu ele aici. Da, de asta spunem. Cum să nu le ducem? De multe ori facem mișto, ce auzi, noi nu mai plătim la ăștia cu security, că tu toată noapte ești pe telefon. Păi na, se întâmplă. Dai seama, ați probleme... Îl mai, nu poți să dormi și zic tu dormi, zice nu mai dorm nici eu. Sau, da, le mai ducem și acasă. Da, invers, invers, să vă certați pe aici, prin firmă. Nu, astea separat total, despre, niciodată. În ce privește problemele de acasă. Nu, bă, avem probleme de genul. Bă, l-ai dus copilul la școală, nu l-ai, ai cumpărat lapte, de astea. Nu, adică cel puțin în ultimii ani avem niște probleme cumva normale, de care știm ce se întâmplă și cu copilul care nu face teme, nu face așa. Aici știm ce se întâmplă iar. Situația e destul, ele, situația adică destul sub, de sub control. Asta cred că bănuiesc că a fost complicat să ajungeți la nivelul ăsta, la performanța asta, nu? Da. Complicat. Eu știu din podcastul trecut, Ana Maria mi-a povestit cum s-a născut firma voastră, sigur că din punctul ei de vedere, aș vrea să aflu și punctul tău de vedere acum, cum s-a născut firma Geoplast, cum a crescut, cum a ajuns la nivelul ăsta, că până la urmă vorbim de o firmă care, poate nu-i frumos să zic că a înghițit tot ce înseamnă concurență, dar o legătură, nici nu avem pretenții, mă rog, asta și concurența nici e bună întotdeauna. Da, fără concurență nu mergem înainte. Dar mai există firme mici pe profilul vostru? Sunt. Da? Păi sunt și mici, sunt și mari. Noi nu ne batem mai la Bistrița, sunt la Cluj, unde lucrăm cel mai mult. Acolo e piața mare de construcții. Dar, ce să zic, mi-a plăcut foarte mult domeniul. Eu fiind inginer, s-a părut și îmi place și în ziua de astăzi. Adică vin la lucru la când sunt în zonă la ora 8 cu drag, ceea ce e mare lucru. Da, chiar e mare lucru. Da. Există provocări noi și în domeniul tot timpul, da? Tot timpul, da? Tot timpul. Tot cum, timpul. De la tehnologizare, care vezi și acum în orice domeniu a ajuns AI-ul să facă minuni, gândește că și în industrie, cu atât mai mult. Dacă acum 20 roboții de ani tăiam sticla cu mâna, cum se dă din calculator și taie inclusiv cerc automat. Ceea ce și asta apropo de provocări. Provocările sunt la tot pasul, în sensul că apare utilajul și tu nu ți l-ai amortizat pe celălalt, de cum să mai pui bani deoparte și trebuie să ți-l cumperi celălalt, știi? Că a apărut și dacă vrei să fii sus,
e foarte greu. Da. Și nu, e foarte greu și mental să nu fii sus și să lași să ți-o ia altcineva. Oamenii văd doar glamurul și partea da. Frumoasă. Da, bineînțeles, a lucrurilor. Văd mașinile că... din parcare da, și acum... pozele tale de pe Facebook, acum, eventual. Da, da Adi, cu da. Siguranță, dar îți mai trebuie și o recompensă. Adică cumva că doar tot ce faci în firmă, utilaje, mașini, sediu, nu știu ce, nu le faci numai pentru tine, nu trebuie să fie. Acum îți mai trebuie ceva și personal, că altfel clachezi, adică ca și un copil, bă, faci sarcina asta și primești o bomboană. Nu, acum la noi, bomboana probabil că înseamnă mașină care te ține ani de zile sau te mai duci într-un city break, e normal să se întâmple lucrul ăsta, păi altfel ce? Nici nu sunt de concepția numai să lucrez și ce, să adun? Dar tu cum ai început, Gogo? Cum, adu-ți un pic aminte de începuturile tale. Cum ai lucrat în domeniul ăsta? Unde ai lucrat? Întâmplător, chiar era la început domeniul, nici nu prea știa lumea ce înseamnă, îți dai seama, tâmplărie de, cum zicea lumea, de plastic, cum să pui de plastic. Era la început, am nimerit cumva, am început la o firmă, mi s-a părut foarte interesant și după vreo 2 ani am zis, știi cum e românul, am zis să o facem și noi. Ne-am căsătorit și când mai vine și femeia, no, și ceva de genul, ideea e că se strică treaba. Deja mai erau apărute câteva firme, deja erau firme, dar mai mergeam, ne mai duceam o mașină din Germania, cum era pe timpuri, și vedeai clădirile astea, te uitai așa în sus și ziceai, bă, noi o să ajungem să facem vreodată așa ceva. Și așa mi-am imaginat eu că dacă nu facem ceva mai deosebit, nu o să plecăm din zona asta. Și se pare că... Da, ați avut... Ați stat bine de acasă sau ați lucrat pe împrumuturi? Sau cum ați reușit da, să prindeți chiar? Am luat împrumuturi, am luat tuturile. Păi la început, pe acum 23 de ani, nu era ca și la nivelul ăsta. Adică puteai să începi și cu... Era atunci era așa, de 10.000 de dolari sau ceva de genul ăla. Nu era volumul ăsta, erau adausurile mult mai bune, valoarea adăugată, adică dacă făceai o casă, îți mai rămânea ceva. Deci nu era, nefiind concurență, fiind un domeniu nou, bineînțeles că se câștiga mult mai bine, la volume mult mai mici. Și da, din împrumuturi la bancă, din... Ai găsit utilaje second foarte bune, erau utilaje care... Venite din Germania. Probabil că era... dacă mai căutăm găsim și unul acum care are 20 de ani. Deci, da, cam asta era mult mai ușor. Nu e ca așa cum acum, nu poți să-ți deschizi nicio cafenea cu bani adunați din 2 ani de salar. Deci erau da. Posibilitățile altfel, de asta... Da, era mai ușor să faci afaceri în România cu 20 de ani. Da, era exact. Mai, acum, erau alte oportunități. Acum, exact. Acum e greu, că s-au cam închis și toate domeniile, toate variantele. Voi la ce vă mai gândiți în afară de firma asta de tâmplărie și turism? Vă mai stă capul să vă mai extindeți, să mai începeți altceva? Nu, ne mănâncă tot timpul. Mai ales... De când a apărut turismul, Colibița, acolo a fost complicat. Total diferit. Dacă aici știam dar, ceva meserie, tot timpul, acolo nimic. Eu, de exemplu, și știe, visez să apară ceva de undeva mai ușor, mai ușor de controlat, de gestionat, pentru că trebuie să recunosc. Bine, de fiecare dată ce faci tu ți se pare cel mai greu, dar acum la modul foarte serios vorbind, chiar este un domeniu foarte greu și foarte complicat, domeniul în care activează Geoplastul. E vorba de trebuie să ai oameni de calitate, trebuie să ai o echipă de calitate, pentru că lucrezi cu materiale scumpe, cu materiale performante, cerințele sunt tot mai mari și... Obosești, adică ne dorim să crească copii cu riscul de a îmbătrâni și a face și noi ceva mai simplu. Eu încă sper la asta. Da, nu există tentația asta, cel puțin a mea există, să vinzi tot la un moment dat și să trăiești din banii pe care ai făcut. Păi când ai copii, cum să zic? Nu. Adică cel puțin un...
puiuți din ăsta care l-ai crescut de la zero, nu prea. Tentația... Și dacă ți-i drag să vii la lucru... Să te oprești, eu m-am întrebat tot timpul, de ce oamenii care au făcut... Pentru că nu poți, făcut... nu poți, ca, nu te plictisești, nu poți. Nu te poți opri. Să zici gata, stop. Nu, mai ales dacă depinde dacă ai pus suflet, acum dacă sunt firmele alea foarte mari cu acționarii 11.000 cu dividende și cu acțiuni, de fapt, acolo unde n-ai pus suflet, normal că vinzi dacă ai câștigat, ai obținut un profit bun, dar la noi aici nu e numai business, la noi aici e suflet, adică gândește-te că știu fiecare chestie pe care am cumpărat-o, fiecare suport pe care l-am negociat, fiecare colțișor, de ce am făcut aia, înțelegi? Deci aici e mai mult suflet și să vând, să ce, să trăiesc de pe asta tot restul vieții? Da. Păi nu, eu am vise mai mari, eu vreau să produc, să trăiesc și astea să le las mai departe, cum? Păi nu. Da, vezi, mentalitate de amator și mentalitate de profesionist. Păi dacă tot investești și tot faci, da, acum nu poți să pui deoparte încât să trăiești mai... Așa mă gândesc, nu? Că dacă nu, eu am o părere bună despre mine în general. Mă gândesc că o să pot mai mult. Nu să vând și după aia să plătesc cheltuieli lunar din vânzare. Data trecută mi-ai zis că n-a fost o idee bună Rozer, pensiunea de la Colibița, și că vi s-au dus banii și liniștea. Ai exagerat? Asta când a fost? Da, când a fost? Acum 2 ani. Acum 2 ani? Da, la 2022 am făcut împreună podcastul ăla. Uite, să știi că de acum 2 ani poate te-a auzit cineva și a apăsat un buton. Da, doamne, cred că mi-au auzit că eram foarte sincer atunci. Da, da, eram foarte, de obicei sunt sincer acum. Da, chiar, cred că chiar avem 2 ani în care lucrurile, s-au mai așezat. Da. Lucrurile s-au așezat foarte, foarte bine. Pot să zic, cu toate că tu nu prea ești de acord cu turismul din Bistrița Năsăud, un pic s-a pus la punct și infrastructura. Uite, acum avem și apă. Avem stație de apă la Colibița. Acum să sperăm că în cel mai scurt timp o să avem și canalizare ca să închidem odată gura lumii cu partea cu canalizarea. Cu țevile alea băgate. Țevile alea e o prostie, e o poveste, nu mai vorbiți, nu? Mă, nu mai vorbiți despre țevile alea, că alea-s drenuri și nu... Pentru că terenul la Colibița e plin de apă, mă, și foarte prost. Trebuie să fii nebun ca investitor să îți duci mizerile în lacul unde îți merg clienții, sau eu, dacă aș ști pe unul care face lucrul ăla, tu, la cât mă știi de nebună, eu aș permite așa dar ceva? Dar și crezi că nu sunt de ăștia mici? Bă, mici. Ce înseamnă mici? Acum, cum să zic, WC-uri în fundul curții, vorba aia, da, sunt oriunde, nu pot eu să-i verific așa, dar nu la nivelul la care vorbesc haterii. Ne scriu și nouă mulți pe pagină că se deversează în lac. Nu e adevărat, astea sunt prostii. Apropo de polemica asta despre turism și despre Colibița, nu vi se pare și vouă că s-a dezvoltat un pic cam haotic stațiunea asta? N-aveați, Gogu, n-aveați așteptări mai mari? Dar de la... Mi se pare că e dezvoltată deloc. De ce să fie dezvoltată? Păi acum, dacă nu este cu un ce? Plan că... de urbanism. Pe dezvoltare înseamnă când s-ar fi ceva, nu știu... gen măcar niște parcări sau niște WC-uri publice sau niște, nu știu, nu... Acum, fiecare acum, niște trotuare măcar. Acum aia nu se mai poate, târziu. Nu se mai poate, târziu, dar să știți că noi zic, am... Aveai așteptări mai mari acum câțiva ani, credeai că... Da, măcar și se putea face crede o faleză pe lângă apă, se putea face și ar face-o fiecare dacă ar fi lăsat, dar să ne lase apele române. Măcar dacă ne-ar lăsa, da, eu, am face de... și am lega toți. Eu zic că din punctul ăsta de vedere Colibița așa va rămâne. Și nu cred că e rău, că încă rămâne un pic mai... Poate că dacă ar fi foarte mai deschise, nu ar mai avea farmecul ăla de natural, știi? Ana Maria zicea data trecută că v-ar ajuta și pe voi foarte mult dacă ar mai apărea mult mai multe zone interesante pentru turism, alte pensiuni, pentru că oamenii care vin la da, voi... Și, da, și da, doi au ani, mai apărut și într-adevăr, și dar avea ce face acolo. În 2 ani au mai apărut și eu zic că crescut, este de bine. A crescut turismul cu Libița, a crescut. Merge lumea, ți-am zis, cred că și atunci am spus același lucru, vin clienți și stau mai multe zile, dacă îi ții numai la tine, mai la tine, ce fac? Se plictisesc, trebuie să iasă, ca și când mergem noi într-un concediu, nu vrei să mănânci și să stai numai în hotel. Și atunci avem câteva deja locații care ne facem schimbul ăsta de turiști între noi, deci uite, spre deosebire de domeniul Geoplast, în turism, și colaborăm, mă refer
strict la, Colibița, pentru că eu acolo știu ce se întâmplă. Să știi că colaborăm extrem de bine, toți care suntem. Adică fiecare face ceva, unul închiriază ATV-uri, trimitem toate pliantele la recepție, alții știu că la Roser House se mănâncă bine și e cel mai variat meniu din Colibița, vin acolo, în altă parte vor mici și vor nu știu ce grilluri, merg dincolo, țărănești. Înțelegi? Da. Foarte, foarte bine, foarte da, bine. Dacă voi ați fi decidenți în zona asta, ce ne spuneți că ar trebui făcut prima dată acolo? Două, trei lucruri ca să fie raiul pe pământ de adevăratele, nu doar așa. Păi, pe ce ne interesează pe noi ca investitori acolo, într-adevăr, facilitățile să fie. Facilitățile, canalizarea, dar e pe ultima sută, așa am înțeles, o faleză și eu nu cred că nu... Și eventual încă undeva una, două parcări pe toată distanța asta. Vine lumea noare, parc pe drum, pe unde prins, pe... Noroc că sunt zone unde nu e foarte îngust și atunci... Mai pot parca, știi? No, tu, de exemplu, ai locuri, noi avem atât 25 de camere și 34 de locuri de parcare, nu e suficient. Mai avem o parcare peste drum. Eu cred că a fost o greșeală și faptul că nu s-a putut face un drum în jurul lacului. Că pe dincolo e înfundat undeva drumul și nu poți ocoli lacul. Da, știi, aia era un mare avantaj. Eu știu că este făcut și este asfaltat până chiar. Până într-un anumit punct, dar nu poți merge roată să ajungi în viță. Aia ar fi foarte, chestia aia ar fi foarte bine să se poată merge cu da. Orice tip de mașină. Da. Am înțeles că o să se facă ceva tiroliană, probabil că peste o să iasă. Da. Acum am citit că a doua. Iau un șpriț la voi și merg mai departe pe sârmă, nu? Dacă te leagă bine. Dacă te leagă. Exact, de ce să nu? Păi știi, am fost la Bucovel, la fel de înghesuit, sau poate mai. Deci incredibil câte animații și câte facilități. Eram pe pârtia deschisă și deasupra am auzit un fâșit, nu știam ce. Era un cu tiroliana peste pârtie. În altă parte treceau peste lac cu pe bicicletă pe niște sârme. În altă parte, nu știu ce. Deci tot felul de carturi, tot felul de activități puteai să faci. Da, se pot face multe, dar acum nu cred că mai facă oricum, au altă problemă. La noi avem alt ritm. Da, la noi mai greu. Să se întâmple problema. Oricum voi aveți facilități nenumărate, voi la Roser, zic. Adică da, și mai venim Roser ceva. Roser chiar e principala atracție din Colibița. De Crăciun vrem să mai aducem încă. Am văzut că ați adus și niște, cum se cheamă alea, animăluțele alea? Alpaca. Alpaca? Da, unde? De unde le-ați găsit alea? Este crescători aici lângă da? Mureș. Sunt foarte drăguțe și foarte. Acum se obișnuiesc cu noi, le-am adus de puiuți. Dar nu-s pretențioase, nu-s greu de crescut. Nu. Ca și iarbă și ceva granule. Ceva granule, mâncare specială. Granule, ca și la căței, da. Ca și la pisici, specială pentru ele. Da, și piscina aia a apărut în ultimii 2 ani, nu? Piscina da, aia... Da, de 2 ani. Da, a fost un real succes, instagramabilă, a adus turiști. Asta e secretul, dacă e instagramabil, da. Ca face? Și ciocolata Dubai. Da. Despre asta e vorba. Da. Succes, aveți succes și în afaceri, și cu Roserul, și cu Geoplastul. Hai să vorbim un pic despre viața voastră de cuplu, așa că acolo mă interesează pe mine mai asta multe lucruri. Și cred că asta e foarte interesant pentru mulți care nu că nu reușesc să îmbine afacerile cu viața de familie. Nu reușesc nici măcar să mențină o relație de cuplu un an, doi, trei. Voi ați reușit deja de foarte multă vreme să faceți treaba asta. Aveți o familie frumoasă, dar vreau să văd dacă vă cunoașteți între voi atât de bine pe cât ziceți. Adică, uite, ce, dai de bifa, vă dau de lucru. Grilă. Vă dau de lucru. Uite, să vă puneți voi niște întrebări. Eu o să stau frumos aici să mănânc un stick, să beau un pahar de vin. Și voi să vă puneți întrebări unul altuia și să vedem ce o să răspundeți. Te rog, care o vrei? Oricare. Uite. Oricum, o iau pe cea mai bună. Una tu, una Gogu. Băi, nu cred că e una bună, una rea. Da. Ești la fel? La psiholog, nu, uite. La psiholog, una, fiecare zi. Sunt 20 de întrebări și vi le adresați unul altuia. Începe, Ana Maria. Întreabă-l. Bun.
Ce ți-a plăcut la mine la început? Firea. Firea? Păi, dar zici ceva acum, firea. Mi-a plăcut genul tău, cum ești așa de... Păi, dar stai un pic aici, că aș dezvolta eu un pic aici. Ana Maria îmi spunea data trecută că o cunoști încă de la banchetul ei, adevărat? Da. Cum, de la banchet? Nu, de la banchet. Doi de la... ani înainte de banchet. De la ziua ei de 18 ani. Adică a fost la majorat. De la majorat, nu de la banchet. A fost la majorat, da. Dar cum ai? Zic concret, ce ți-a plăcut la mine? Părul? Stai, mă, dar cum ai cunoscut-o? Unde ai cunoscut-o? Năsăud, unde să o cunosc? Să mă cunoască. Năsăud. El era venit. Lasă-l, mă, pe om să vorbească, să zică cum te-o cunosc, că ești foarte curios. Eu am fost terminat facultatea și am venit acasă, era, ce era... Imediat, atunci, în primul an după facultate și a început școala și... M-a văzut și i-am plăcut. Că nu firea, lasă, știi tu, că nu firea ți-a plăcut. Că arăta bine, nu firea, că nu știai firea de pe atunci. Da. Până la fire, știi, vorba cu sufletul, lasă sufletul, că până... Nu, deci nu putem vorbi acum că a fost dragoste la prima vedere, sau n-am avut nicio tangență, adică ne-am cunoscut printr-un cer de prieteni și... Tot așa, încet, încet, știi? Deci, până la urmă, firea. Firea, da. Zi tu, Gogo. La cine ai apela în afară de mine pentru a veni undeva după tine să te aduc acasă de undeva la 3 noaptea? După sora mea. Pe sora mea, clar, pe eu. La orice oră. Mă gândeam pe de Robert. No, păi nu, că nu l-aș deranja. Și mă și gândesc. Ai uitat el. Dacă sunt pe Robert, zice, no, păi chiar acum. Exact, nu ar ajunge. Nu? Și da, n-ar veni. Bun, mai departe. Sora mea, clar. Tu ești. Ce-ți place la mine acum? Totul. Oh. Aha. Ești ceva, da. Știu eu, nu? Da. Am cheile. Bun. Tu? Da, am avut multe chestii de reglat în atâți ani, da? Chiar putem zice că am ajuns mai demult, nu acum. La nirvana, da. La un consens. Când te-ai simțit ultima dată descumpănită sau debusolată? Păi da, o trei zile. Da. Da? Cam de săptămâni. De ce? Am avut așa o dezamăgire. Nu în dragoste? Nu în dragoste niciodată. O mică depresie? De... Cum? Nu. O micuță depresie? Nu. Este cu o dezamăgire. A dezamăgit cineva, adică nu prea că m-a dezamăgit acum, când o să se uite la podcast, o să știe că e vorba despre. Dar, da, când m-a dezamăgit și oarecumva m-am dezamăgit de-o pe mine, că am lăsat să fiu dezamăgită. Ceva de, ai înțeles? Am înțeles, da, perfect. Da, ceva de genul ăla, atunci, da. Adică de vreo săptămână bună. Mai departe. Băi, de fapt să faci emisiunea așa, pe cuvânt. Ce simți că lipsește... Nu. Trei. Da, treiul. Ce simți că lipsește în cuplul nostru? Nu zice ce mă ghiți. Zi, Gogu, tot că ai ocazia. Ai ocazia acum, pentru toți anii ăștia în care ai tot reglat și ai reglat și ai reglat. Ai ocazia, ai ocazia dacă, bună. Dacă era emisiunea dimineața, poate știam mai multe. Dacă mă... Cu siguranță că mai sunt lucruri de completat sau de... Da, având în vedere că mergem, ieșim destul de des, avem și distracție, avem și muncă. Care era întrebarea? Că ce simți că lipsește în cuplul nostru? Ah, ce simți că lipsește, da. Poate mai mulți bani. Nu, mă, nu. Nu de astea, mă, că astea știm, numai noi știm. Da, ce simți că... uite, la asta aș putea eu să... Să răspunzi tu la întrebarea asta, te rog. Să facem așa diverse activități și în timpul săptămânii, nu? Dar el zice, păi s-a obosit, unde să... Uite, de exemplu, ziceam, hai să mergem să... Cum tot vedeam la... pe Facebook și așa, că mergi și încep să danseze, să se relaxeze, să meargă la o seară de... Știi? Dar tu ești mai tinerică, trebuie să-l înțelegi. Au. Ne pare bine că mergi și la Hamburg. Exact. Da. Auzi, trebuie să danseze. Păi eu aș scoate dansul în afara legii. După 40 de ani. Păi cum? Doamne, nu, uite, nu, deci vezi, după 40 o să răspund de ani, unde nu poate el. Cum să nu? Că eu pot. După 40 de ani eu l-aș interzice de tot dansul.
Păi nu, mai oamenii sunt caragioși când dansează după 40 păi de ani. Da, dacă ai burtă, dacă mai ai... Mai ales dacă nu ești obligat. Mai ales dacă nu ești obligat. Adică să te duci de bună voie să dacă ce? Ești să ești da. Dacă ești... Da, nu, ok. Dacă nu faci sport și ești anchilozat. La asta mă refeream. Clar. Ai, nu cred. Dar nu-i cazul. Nu, peste zi asta tu, vom la sări. 3. Zi tu la 3, tu ești Gogu. 3. Dar eu nu, că eu sunt 23. Nu contează, 3, a 3-a. Când, în ce condiții te simți singură? Aoleu. Nu mă, nu singură, păi zi, sigură. Mergea singură pe tine. Bă, mergea păi sigur, zi tu, că la tine se referă. A, eu? Da. Tu, în ce condiții? În ce condiții te simți singură pe tine? Bă, mai ce bine nu? Mergea singură. Am nu, greșit. Nu, singură că singură pe mine, mă? Am greșit întrebarea. În general, acum cunoști, în general mă simt singură pe mine. Mă simt nesigură când, da, nu, pot, când nu pot eu să controlez și atunci de obicei dacă nu depinde de mine, am muncit foarte mult la chestia asta mental, să nu mă mai stresez. Ok, pot eu să schimb situația aia, că mă stresam ca nebuna. Pot să schimb? Nu, atunci pas. Nu mă mai stresez. Și singură dacă tot a apărut ocazia asta? Nu, singură te simți vreodată? Nu, cu el nu, cu mama și tata care sunt permanent lângă mine, cu copiii la fel. Are căței. Am cățelușii, am pe soră mea, am tot ce-mi doresc. Și mai am și niște prieteni la care... Da, mai aveți prieteni? Avem, da. Mare lucru. Nu mulți, dar... Da, prieteni de dinainte de a ajunge la succes aveți? Chiar, uite, chiar discutam, da. Dar normal, da? Discutam, nu? Da, acum că ne întâlnim și nu dacă avem, mă întâlnesc peste... Nu am văzut de 2 ani, dar mi-e drag să-i văd și să cu siguranță că... Știi că nu tragem după prietenii foarte înalte sau foarte oameni suspuși sau ceva, nu avem nu, treaba nici... asta. Da, avem, avem. Deci nu, niciodată avem nu mă simt... De... Singură, apropo, și sigură, totdeauna. Zi. 4. Ce-ți place cel mai mult la relația noastră? Să zic? Nu, dar el trebuie să răspundă, nu tu. A, el trebuie să răspundă. Păi da, titlul întreb. Citești tu, da, răspund. Faci ca ciucă acum, faci ca ciucă la măruță. Da, exact. faptul că putem fi împreună, faptul că totuși putem pleca când ne simțim extenuați, putem pleca când vrem. Și că suntem o familie ok, avem copii sănătoși, mai mult. Perfect. Ce să mai... În ziua de astăzi? E o realizare supremă asta, ce mai... Maxim, cine se uită la noi, îți dai seama că și-ar dori foarte mult lucru. Da, și să știi că suntem conștienți de lucrul ăsta și da, chiar povestim. Da, da. Zi, Gogu. Este interesantă. Dacă ar fi să colecționezi ceva, ce ai colecționa? Păi oricum colecționez. Ce colecționezi? Multe chestii. Ca de exemplu? Nu pot să zic. Auzi-mi una care poți. No. Una care poți. Timbre. Timbre. Nu, nu zic una care poți. Eu nu prea colecționez. Nu ne zice de tablouri de alea scumpe sau de cine știe ce. No, zi. Ochelarii. Ochelari, da? Da. Deci, ai multe perechi? Foarte multe. Cam câte? Multe. 100? Nu știu dacă 150, chiar. Sigur. 150? 50. A, 50. Nu, a, mai multe. Poate, cred că mai multe, da, cred că dacă... Toate? Nu le-am numărat. Și totuși, astăzi... Nu ți-ai găsit. N-aveam nicio pereche și era soare afară. Dar toate perechile de valoare? Valoroase? Da. Adică 100 ori 1000 de euro bucata? Nu toate, de 1000, nu, da. 100. De 100 ori 100, da. Nici de 100, nu, dar sunt diferite. Și ce ai mai vrea să colecționezi, uite, după, pentru întrebarea asta? Ce aș mai vrea? Da. Îmi plac mașinile mult. Așa să colecționez, dar nu-i cazul. M-ai întrebat. Ce mașină ți-ai dori acum, în momentul ăsta? Acum? Da. Ce conduci în momentul ăsta? Păi Porsche 911, pe care nu, deja are niște anișori, și Range-ul Sport ăsta. Și ce ți-ai dori? Păi nu fi modestă. Zi. Nu mi-aș dori, eu sunt fan Porsche. Da? Așa să mi-l schimb, dar încă nu avem, încă nu-i momentul. Să mi-l schimb tot cu nou 911. Dar nu-i momentul, nu-i momentul. Da.
Eu știu. Da. Când e momentul și acum nu-i. Sunt alte priorități. Zi Gogu, n-alege. Zi una tare de acolo. Nu, citeam, eram așa... Păi eu am zis asta. A, tu ai zis asta. Da, da. Ce ai vrea să se schimbe sau să se îmbunătățească la relația noastră? Adică ce nu-ți place, cu alte cuvinte, și ai vrea să schimbi? Să nu mai dorm dimineața. Păi dacă nu dorm noaptea, când? Dormul dimineața? Sau, păi, nu neapărat, și dacă mergem în concedii, îți dai seama că eu el obișnuit... merge sigur la mic dejun, că eu trebuie să mă trezesc, dacă mă trezesc pentru copil, oricum, în fiecare dimineață, deja e ceva e normal. E fără mine, nu mai suport da, nici pot să dau din casă despre fotografia aia ce mi-ai trimis-o azi dimineață. Pot să dau din casă. Ce mic dejun frumos ai făcut azi dimineață. Păi așa fac, eu fac mâncare la toată lumea, cum? Da. Adică omul dacă se trezește, vezi, nu se trezește da, degeaba. Păi nu, am ordine, așa am copii, căței și Ana Maria. În funcție Ana Maria de e pe trei, după căței și ea se trezește ultima. Păi după eu mă căței? Trezesc și eu beau cafea rece întotdeauna. Da. Eu beau cafea caldă. Trebuie să știi și... chestia asta, vezi? Nu. Eu pregătești, ai văzut. Da, frumos. Da, totdeauna. Deci să te trezești mai dimineață, te rog frumos, de după păi nu, dar în concedii îți dai seama dacă mergi și ești la hotel el și se trezește la 10 jumate sau jos de la 8 pe afară. Ce Dumnezeu. Un sfert din zi dusă. Da. Un sfert din concediu. Îmi dau timp. Te duci, vin apoi, intri, tot așa. Și începe să scape pe jos ceva și așa mă trezesc. Da, de asta cine? Ar fi una de... Una de... No, ce mai... Zi tu următoarea, 6. Ce-ți doreai să devii când erai copil? Eu? Judecător. Da. Judecător? Da. Așa mă vedeam. Păi și te-ai dus la pedagogic. Păi și de acolo putea să meargă. Și de acolo putea să merg la drept. Da. Și mi-a stricat. Dar și aici judecă. Și aici judecă foarte mult. Tu ai stricat planul meu. Dar judecă și aici, crede-mă, fără nicio problemă. Da? Tot așa netrasă la răspundere. Da și cu ciocanelul, da. Da. Mă doare un pic mai tare decât pe alții când dau. Deci nu e... Da, asta mi-aș fi dorit. Nu e chiar pierdută cauza. Nu e pierdută, da. Da. Ziana. Ce anume, când anume te simți iubit? Când sunt iubit. Ce gesturi, acțiuni ale mele te fac să te simți iubit? Simt eu când. Păi da, da. Nici de cum aici, pe la firmă. Nu, aici sunt foarte... Da? Da. Da. El când mai... Deci își intră în rol. Îmi intră în rol foarte tare, da. Deci... Uite, de multe ori știi, apropo că ziceai că sunt soție, uit că suntem soț și soție. Deci foarte, grea foarte bine misiune. Facem. Grea misiune, e Gogu. Nu te simți eclipsat câteodată, așa. Nu te simți, nu-ți vine să zici, bă, ce să fac? Nu. Nu, el își are, că nu avem, nu avem chestii comune, dar zic că te gândești că dacă tu te simți soția ta, poate mai ai un moment poate de gingășie. Dar nu există în firmă. Păi ce facem? Alege ceva mai interesant, să o luăm pe repede înainte. Exact. Uite, te zic eu, dacă ai putea avea o superputere, ce ți-ai dori, care ți-ai dori să fie? Să citesc gândurile. Gândurile tale? A mele? Nu, neapărat. Păi... Ești a tale, dacă... Da? Le cam știu. Uite, există vreo persoană de care să-ți fie foarte dor în acest moment? La mine, da. Da, e bună întrebarea asta. Ție există? Păi tu fiind aici de copii, când i-am văzut pe Robert Laus de o săptămână. Eu i-am văzut și da, eu am o persoană de care, dar nu mai este. Cine? Bunicul meu. Sidor? Da, foarte bine. Da, l-am... Ai crescut cu el? Da. Da? Care este cel mai frumos compliment pe care ți l-am făcut de-a lungul timpului? Sau îți fac suficiente complimente? Îmi faci, destule, dar... Cel mai mult îmi place când zici că, nu. Cel mai mult îmi place când e ceva de decis și spui, păi, te las pe tine că oricum decizi. Da, cum ar fi designul, că nu mă bag, deci eu pot să potrivesc alea roșu, când, acum, ce nu știu, albastru ce... lângă verde, oricând să pară frumos. Dar în general, când zice că te las, că, automat, ca să poți să decizi, trebuie să mă și lase, nu? Și zice, da, păi oricum știu că decizi bine. Și pentru mine ăla e un real compliment. Mult mai mult decât dacă mi-ar zice, vai ce mișto ești sau... Ți-a făcut complimente după poza aia de pe Instagram?
de la piscină. El? Da. Eu sunt fotograf. El e fotograf, da. Cum să nu fac? Eu plăc cu poza. Ai pus și ceva efecte, ceva de alea? Nu mă pricep. Filtre sau nu, ceva? Nu, mă, nu. Dar nu știi, era un banc. Artistul? În care soțul făcea poze la soție și zice, soția mea e în vacanță, în concediu. Nu, dar mai este o chestie apropo de poză, știi? Zice că și... tabloul este în funcție de cum te vede artistul, nu? Sigur. Nu, poate fi, ăla poate fi efectul. Da, corect. Cum o vede Gogo, așa e și poza. Corect, corect. Da, foarte frumoasă poza. Zi tu una interesantă de acolo să încheiem. Pe care ți l-am oferit. Dacă una tare, una tare. Sunt și tare. Dacă ai putea șterge un eveniment din viața cuplului nostru, care ar fi acela? De cuplu. Când v-ați certat toate rău de tot așa? În momentul ăsta nu mă duc aminte, dar cu siguranță ori fi fost. Normal. În atâția zeci de ani. Și acum nu-ți amintești ceva care ai vrea să nu se fi întâmplat cu noi, despre noi? Un eveniment, ceva? Zi tu, Ana. Păi, cel mai urât, care a fost? Viața de cuplu? N-am fost. Acum asta nu știu dacă ține de viața de cuplu. Când am avut accidentul, noi doi a fost cel mai urât eveniment din viața noastră. Ia povestește-mi un pic. Chiar nu mi-ai zis data trecută. Cum a fost faza aia cu accidentul? Păi, cum? Coboram de la Roser, era polei, liniștiți. Eu vorbeam la telefon cu Sergiu, mami, hai, că singură, că nu știu ce. Și el zicea, eu nu pot să opresc și eu nu l-am băgat în seama cum naiba nu poți să oprești, știi? Și zic către Sergiu, păi, uite, zice tati că nu poate să oprească. Și eu tot vorbeam cu Sergiu, nu m-am protejat cumva, știi? Să, i-am zis că nu putem intra și... El a zis, nu pot să opresc, că efectiv mașina s-a dus. Undeva la... Deci între noi și mașina cu lemne, cred că erau 150 de metri. Și am intrat frontal ca și... Cu ce mașină erai? Cu Range. Tot că ăsta avea un an. Nici electric, un an. Nu electric. Nu. Și n-au intrat în funcțiune toate nimic, sistemele. Nimic, așa era un polei, deci era un polei, doar a venit salvare, pompieri, s-au întors și în drum, deci era, nu puteai, deci nu am văzut niciodată așa ceva. Cred că nici ei. Și mașina cu lemne ne-a văzut că nu putem opri, dar nu putem pleca de pe loc. Deci era, așa a fost o situație. Îți este teamă de moarte? Nu. Nu, dar... Știi că vine, nu? Da, eu nu am o problemă cu vârsta și cu... Tu mai mici să mă întreb. Uite că ar mai... Dar nu m-am edificat cu accidentul și ați pățit ceva atunci? Păi el nu a pățit nimic, dar au intrat lemn prin parbriz și m-a lovit. Rău. Da, a avut aici ceva traume la față. Deci se pot întâmpla și cu fără viteză și fără, da. Fără viteză. Păi dacă, n-am crezut niciodată. Dacă era o mașină mai joasă, intram sub. Dacă eram, da. Da. Și puteam muri. Cred că muream, da. Range-ul fiind. N-aveai viteză? N-aveai. Păi nu, era. Că era vedea calea 50. Ferată. Deci da. Eram să ne oprim. Da. Dar mai aveam până la și între noi și mașina care era chiar... Cutia automată, frână de motor. Da, exact. Nimic. Exact. Ce se face? Mă mai consider atrăgătoare. Normal. Ai văzut poza? Descrie-mi ochii. Mari. Ceambaștri. Descrie-mi ochii, scrie acolo. Așa ai scris. Da, am scris. Tu sau cine? Da. Care este cel mai dureros lucru pe care l-ai auzit de la mine? Aoleu, asta e tare. Dureros. Cred că am auzit multe, dar nu prea le pun la suflet. Eu da, nu te-a durut niciunul. Dar ce tactică? Nu, că când le zici cu răutate. Dar ce tactică de ceartă ai? Cum reacționezi când începe furtuna? Cum faci? Unii își văd de treabă fac de lucru, și tac, exact, își fac de lucru. Alții intră un pic în luptă poți și încearcă să fie mai ești. Puternici. Poți intra, dar nu ești bine. Nu? Dar, mai bine și care e tactica? Îți faci de lucru... Pleacă, taci, în general. Dar în general taci? Tac plecând. Da? Adică vorbesc plecând, cred. Zice, dacă cu spatele, știi, și se tot duce și zice, ce ai zis? Și nu mai zice. Ce nu știe că o ceartă cu o femeie nu poți câștiga, își pierd timp. E mai pierdută lupta decât cu presa, pierdută nu? Pierdută din start. Da. Da.
Ne-am jucat, ne-am distrat un pic. Vreau să vă întreb altceva însă. La notorietatea voastră, la averea voastră, la poziția socială, nu v-ați gândit niciodată să intrați în politică, de pildă? Nu. De ce? Doamne, pentru că depinde la ce nivel să faci politică, să faci politică la nivel de pildă. De ce întreb? Nu avem timp. Da? Mie îmi place să nu facă nimeni timp, să nu facă nimeni programul și nu, trebuie să ai o altă mentalitate, cred eu. Dar ori să crezi că e nevoie de oameni de ăștia care au făcut ceva în viața lor și care au arătat și care... Să ajungă să nu mai facă? Nu să nu mai facă, dar să facă și pentru alții. Păi, uite-te, de exemplu, dacă a venit unul în politică care nu a avut, spune lumea, au venit și acum vrea să se îmbogățească, da? Dacă vine unul care o a avut, zice, nu, păi acum vrea să-și mai dezvolte sau... înțelegi? Nu, ideea, cred că să faci politică trebuie să-ți placă unul la mână, să-ți placă și... ție genul ăla de serviciu. De expunere. De expunere. Asta nu mai vorbim, de expunere. Nu, trebuie să fii implicat, trebuie să fii... Eu chiar mă gândesc la politicienii care cunoaștem noi. Sunt și politicieni buni. Cum să fii prezent într-o săptămână la atâtea evenimente? Deci eu nu aș putea face treaba asta. Deci trebuie să mergi și la... Să și vorbești la fiecare. Biserica respectivă și la... Eu știu, și la ședințe, și la ședințe de partid, și la ședințe, da, nu. Da, da, eu cred că e o criză mare de oameni de calitate și oameni cu meserii. Oameni care au făcut ceva în viața lor. Păi au fost care au mai încercat și ți-a părut că au reușit vreunul. Eu cred că aici e problema mare, pentru că sunt foarte mulți amatori, foarte mulți oameni care intră doar să căpătuiască pe acolo, cumva, pe filiera politicii, fără să-și bată de adevăratele a capul cu noi ăștia alți. Știi? Și atunci, dacă tu stai pe margine care ai făcut ceva, dacă ăla care știe... Dar stăm pe margine, adică nu stăm pe marginea politicii, pentru că avem altă treabă. Exact. Nu avem dacă suficient. Am stat să nu avem nimic de făcut, probabil că da. Da, corect. Dacă am mai avea timp și am mai avea energie, am avea unde să o consumăm și timpul și energia, știi? Dar nu avem și încercăm să păstrăm și pentru noi, nici într-un caz să... Cum vedeți alegerile astea care vin? Ambar n-am. Nu? Pe noi ne-a interesat tot timpul la nivel județean, să pentru fie oameni gospodari. Ce a făcut și ce n-a făcut. Acum la prezidențiale... Ambar n-am. Nu? Păi, adică ce? Nu știm pe cine să votăm? Da. Păi... Dă-ne o... Nu pot să vă dau... Dă-ne un link, dă-ne ceva. Gioana, Ciolacu... Ciucă, Simion. Stai că până acum câteva zile nu știai cine candidează. Da. Nu, exclus. Aici, pe plan local, cum vi se pare că au ieșit alegerile locale? Păi eu zic că... Dificil, după cum vezi. Da, dar eu zic că ar trebui să se vadă, să fie un plus. Acum nu mai au ce să spune. Nu că sunt din tabere diferite, că s-au încurcat, că o tărăgânat aia, că... Ar trebui să meargă lucrurile mult mai rapid. Domnul Lazar ne-a făcut ceva cu spitalul, cred că va face și cu... Chit că va avea o misiune foarte grea, mai ales cu străzile, cu sensurile astea și cu blocatul Dornei, nu știu care, nu știu care. Eu zic că administrativ... Și cu opoziția din Consiliul Local, că sunt prea echilibrați acolo și o să-i se reproșeze mereu alea 8 voturi puține în plus, știi? Nu, până la urmă și la sutil lucrăm, nu? Orice. Da. Acum, echilibrul ăla din Consiliul Local o să-i dea de furcă. Acum, dacă faci treabă bună pentru comunitate, nu cred că... Uite cum domnul... Și până la urmă... Modovan, ce poți să spui? Ai drumuri, ai... Până la urmă, cred că e cel mai experimentat pe partea administrativă, nu? Din câți am avut în ultima perioadă, nu? Domnul Lazani. Păi, eu știu. Și cu spitalul... Crețu era condus mii de oameni în zona industrială și când a fost ales... Nu știu dacă am pronunț, dar aici... No, eu, mai de actualitate acolo, vreau să spun. Lucrurile s-au schimbat oamenii, un pic. Aici trebuie să faci pe gospodarul. Aici trebuie să fii ca la tine acasă. Să vezi deci că în curtea ta nu-s lucrurile bine puse la punct, trebuie să vadă orașul ca și pe curtea lui, nu? Cred că vă enervează și pe voi circulația. De câte ori mă duc? Normal. Deci mi-ar veni, adică așa cred eu că ar fi bine, sau poate chiar este, pe site undeva unde poți să scrii. Uitați, aici ar fi bine pus un sens interzis, să nu parcheze, nu știu. De exemplu, mai avem, ne circulăm aici la Leoni, problemele astea.
sunt trei mașini care, dacă ai pune un interzis, ar fi mai simplu să fluidizezi sau chestii de genul ăsta. Sunt, știi, ceva site-uri de astea, dar nu se ține cont. Cine le verifică? Dacă nu le... o să ține cont de ele. Ai văzut cât am dat din gură să asfalteze strada asta a voastră, Târpiului, pe aici. Da, cele din acum urma... e frumoasă, până în Târpiu chiar. Da, acum, e... acum e ok, da. Mă, încet, încet, da. Na, sperăm măcar copiii noștri să, da, se bucure de toate. Nu știu, cu linia verde va fi o adevărat... va fi un adevărat dans. V-ați urcat pe biciclete? Ați încercat pistele? Nu. Eu de-abia m-am învățat să merg pe biciclete. Trebuie să fie liberă strada ca să mă urc pe biciclete. Dar de la voi e fain, că mergi, mergi la vale, nu? Mai ales. Ce? Ce? Apoi vine Gogu după tine, nu? Nu, nu. Mă tot duc, vrea să zică. Nu, am fost azi pe Dornei, de exemplu, într-adevăr, e blocată o linie, nu mai pot parca mașinile. Și eu n-am văzut într-o oră, știi, cât a stat acolo bicicleta, dar cred că de acum încolo până în primăvară nu vei vedea deloc. Eu zic că în următorii 5-6 ani nu o să vezi. Eu cred că ne trebuie 10 ani să ne schimbăm mentalitatea, da, da, doar. Nu, pic, și eu zic că s-au cam, cam s-au pripit cu pistele. Și pe biciclete sigur o da faliment. Da, da. Așa crede lumea încă aici. Pula, da, 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 pula pe jos, mă, oare păi și... eu circul cu bicicleta prin oraș, că stau în centru, da, și da, mi-e mai comod. Dar nu vreau să-ți spun cum se uită la mine uneori oamenii, da, da, ca da, la necăjiții pământului. Se gândesc că sigur te duci ca să comentezi. Da, ia, da. Ca să găsești ceva. Pe ăsta săracu, ci și am și o bicicletă din aia pe care nu mi-o fură nimeni, că de aia umblu cu ea. Dar m-am învățat cu treaba asta. În schimb, pentru copiii noștri, eu cred că ar fi un succes incredibil dacă am reușit să-i dăm un pic jos din mașini. Și da, din... categoric. Categoric, dar... Te lasă că, apropo de asta, de mișcare... nu cred că neapărat mișcare o faci pe bicicletă și nu prin oraș. Nu neapărat pentru mișcare, ci pentru... Să te dai jos din mașină. Să te dai jos din mașină ca să putem respira mai bine în orașul ăsta. Știi? Ca da, bine, și crezi că asta e principalul... Bun, ok. Factor te dai jos de din poluare. Mașină, nu știu, pe bulevard, nu, să neapărat mergi până pe pietonal. Nu cred că e o problemă. Dar nu ai nici pe bulevard unde să parchezi. Nu ai nici... Nu o să ai, efectiv. O să trească să lași mașina pe la intrare în oraș. Cum? Da. De altfel, mare parte faci, da, la Cluj. Dacă... Să știi că dacă faci un exercițiu, ce l-am făcut eu de câteva ori cu prietenii mei, și încerci să identifici fiecare mașină care apare în fața ta, îți dai seama că jumătate din mașinile astea nu e nevoie să fie pe acolo. Adică sunt niște oameni care puteau să meargă pe jos, jumătate dintre ei. Știi? Jumătate din trafic e moft. Crede-mă, sigur, că am făcut exercițiul ăsta de multe ori și încearcă să suntem vezi cine merge cu mașina. Toată lumea are impresia că nu ajunge, da, că nu, pentru că până la urmă îți ia mai mult timp să parchezi și până la urmă oamenii au dreptate, pentru că de-aia le place în Bistrița, că ajung rapid dintr-o parte în alta, că parchează mașina în fața școlii, că de-aia era, le place, că altfel stăteau în Cluj. 5, de exemplu, era blocat tot. Știi? Da. Și o să fie tot mai blocat. Am ajuns să mergem cu Waze-ul până la Teraplast Arena. Eu îmi pun Waze-ul ca să văd pe unde, pe unde mergi mai repede, că altfel întârzi la meciuri. Da. Aiurea, într-un orașel ca Bistrița. Și trecerea asta s-a făcut prea bruscă, după părerea mea, fără locuri de parcare și așa mai departe. Dar apropo, da, îi lăsăm pe ei să decide aleșii. Da. Să facă, să-și bată capul. Ideea aia, nu era cu parcarea de 900 de locuri acolo la Apollo, dar... Foarte bună, da, când vezi. Nu la Apollo, la Metropolis. La Metropolis. Dar s-o și prindem în viața asta. Noi, Ana Maria o prinde, că e mai tinerică. Sau să zic că... Dar poate parca. Ce-i cu noi? Noi doi, zic. Noi. O prinde, dar poate parca. Da. Da, nu, n-ai văzut. Sport. Hai să vorbim despre sport. Sunteți niște... apropiați ai cluburilor sportive, sunteți de mare ajutor de fiecare dată, pentru că eu cred că nu este club sportiv, da, în Bistrița pe care să nu-l fie ajutat. V-ați apropiat și din punctul ăsta al de vedere ca suporteri de sport în ultima vreme. Ne place, dar ne place sportul. Clar că îți place sportul. Până mai de mult erați numai pe la K1, acum... Da, eram cu sportul, păi acolo era Robert, și... Început taekwondo, după care cu... Kickboxing, da... Box. Dar acum handbalul, place. Cred că ne-a cucerit pe toți. Da, îți place. Ar veni fără voce. Ieri era. Îți place mai mult decât fotbalul feminin, handbalul. Vezi ce răspuns. Îmi plac amândouă. Foarte mult. Da, da. Îmi place, da, și fotbalul feminin. Să știi că spre surprinderea mea, când a fost acum o săptămână la fotbal feminin,
Și față de fotbalul de acum un an, diferit total. Da, ce nu vin, hai mă să vezi ce fain. Chiar am zis nu vin, că nu. Ce zice că în sensul că cu habar. Să joace ceva. Păi da, dar joacă și alealte și sunt mai slabe ca în trecut. Că păi, eu nu, în trecut ne juca, ne băteam cu Cluj, acum ne batem cu vreo 3. Păi da, dar s-a investit, uite-te și ce jucători a adus fiecare acum. Cum s-a investit? Vreau să zic că de calitatea jocului, nu zic eu că noi câștigăm sau ceilalți. Eu zic că măcar te uiți cât de cât la un fotbal care se mișcă dintr-o parte în alta. Da. Ca să nu mai vorbim de handbal, unde nivelul este handbalul, cel mai ridicat din ridicat Europa. Acum, da. Normal cum că... Cum se nu te prindă, dacă am fost și Budapesta. Ați fost acum? Da, foarte, da, foarte... pentru că ne place, deja îți dai seama. Abia așteptăm, da, când îți meciuri în gașcă. Acum un an nu știam când are meci. Acum Gloria, știm și... Acum... N-ai văzut că știm și câte goluri și care, cum joacă. E frumos, și... adevărul că pentru Bistrița e ceva... Trebuie să ne mișcăm un pic și cu fotbalul masculin, trebuie să facem ceva cu el, trebuie să găsim niște soluții, că suntem prea jos în Liga 3 acolo, măcar în Liga 2 dacă am fi. Vezi că asta îmi place, că fotbalul feminin. Păi da, dar fotbalul e masculin până la urmă și ăla va aduce spectatori ca lumea la meci. Dar deocamdată suntem prea jos cu echipa de fotbal, știi, și ne tot chinuim pe acolo. Să... Geoplast sau Roser? Ce alegi? Dacă ar trebui să renunți la una. La care aș renunța? Dacă mâine e naționalizare, Doamne ferește. Și trebuie să renunți la una. Trebuie să renunți la una. La Roser. La care renunți? La Roser? Da. Da? Da, dar nu că îmi place mai puțin. Că ăsta e primul născut, sau cum să zic. Îl înțeleg mai mult. Da? Este mai măsurabil. Mai măsurabil, da, exact. Este un business care tu nu poți să vii să-mi spui mie că geamul ăla nu e în parametri, pentru că eu îți demonstrez că e în parametri. Și probabil că îmi place... Să zici că s-a spart în mijloc și că nu l-a luat. Probabil că îmi place mai mult și pentru faptul că chiar am pretenția că suntem lideri de piață, trecem Mureș și de Cluj. Chiar am pretenția asta. Acum... În turism nu am pretenția asta, dar și acolo... Cel puțin cu Libița sunteți printre lideri, adică nu că sunteți printre lideri, sunteți în top. Cel mai diversificat, da, ca și, adică ca și resort. Slare. Ne-am bătut, da, ai văzut că am luat și premiul. Da, recunoaștere din oameni care s-au pricepe. A fost foarte tare premiul pe care l-am obținut și cu ce nume am concurat, da. Să fim serioși. Dar ți-am zis, acolo nu este măsurabil și mie nu-mi plac lucrurile care mă pot contesta și de fapt mă contestă că așa crede el, știi? Nu. Deci probabil că din prisma asta. Un contabil bun sau un director de producție bun? Ce alegi? Păi nu poți. Ce-i mai important? Nu poți. Ce-i mai important din ăștia doi? Contabilul sau ăla de la producție? Ambi. Nu, ai deci ca și un întreg, nu poți. Nu poți să faci în ziua de astăzi, producția. Da, dar în ziua de astăzi poți să faci producție bună dacă contabilul nu și-a făcut bine treburile. Aici, ca să meargă treaba bine, îți trebuie oamenii compleți. Nu există că sărim peste unul. Și chiar noi chiar putem să spunem. Schindler, zicea în lista lui Schindler că contabilul e esența oricărei afaceri. Și asta cred. Păi tu ai zis director de producție, da? Mă rog. Eu pot să fac bani cu contabilul și fără să fac producție. Fac vânzări, cumpăr, vând. Și... Nu în cazul nostru la Geoplast. Păi nu la Geoplast, dar mă refer ca business. Da, pot să. Până la urmă, cum e în Bistrița, care sunt producători? Puțin. Da. Și merg înainte. Ziua de dat salarii sau lunea de după vacanță? Uai. E mai grea? Da. Care mai nașpa? Ziua de dat salarii sau lunea de după vacanță? Lunea. Da? Da, păi ziua de dat salariu, să știi că pentru noi nu e, n-am avut niciodată întârzieri, n-am avut niciodată probleme cu datul salariilor și nu am niciodată o problemă cu a plăti. Niciodată n-am rămas datoare și nu o să fac. La plajă sau la ski? Și nu pare rău să dau bani. La plajă sau la ski? La plajă. Și. Eu mai mult la plajă. Și. Recunosc mai mult pe plajă. Mai nu se face plajă și la ski. Dar te-am văzut și la... Te-am văzut păi și da, schiez, merg, da? Îmi place, dar acum dacă mă întreb... Mai lejer la plajă. Sau mergem de mai multe ori la plajă decât la ski, da. Aveți un apartament în Spania, da. Am înțeles, da? Cum ați ajuns să investiți în el în Spania? De ce?
Am fost acolo în concediu de câteva ori, în zonă, ne-a plăcut foarte mult zona și... Fain, în Spania, oriunde merge. Și n-am greșit că am investit, pentru că au crescut valorile foarte în mult. În Europa, da? Se mănâncă bine, da, foarte cât, social. Cât valorează apartamentul vostru, de exemplu? Nu l-am scos la vânzare. Aproximativ un apartament ca al vostru în Spania. Nu știu, n-am evaluat. Băi, nu? Poți să afli, uite că mai dădeam acolo pe Dar Facebook. Ce apartament e mare? Câți metri pătrați? 100, aproape 60. 60 de metri? 160? Da, da, e bine, într-o zonă bună, e ce bine, trebuie. Mergând acolo am învățat foarte multe. Uite, ne-a ajutat cu roserul foarte mult. Pentru ne-a ajutat foarte mult. Foarte aduce mult, foarte da? Multe produse de acolo, de la ulei la Și chiar râdeam condimente. Cu personalul, colegii mei de la roser. Haideți, șefa, că de câte ori ați fost într-un concediu, ați făcut ceva. Deci de fiecare dată când merg undeva într-un concediu, ceva trebuie să vin, să învăț. Ceva. Dar în cât timp ajungeți acolo? Cu ce mergeți și în cât timp ajungeți? Avionul, vizul. Este da? De la Cluj, 3 ore jumate. 3 ore jumate și departe de aeroport? Cât faceți de Maxim aeroport? O jumătate de oră stă în casă. Da, foarte bine. Și legătura 40 ceva de kilometri. Păi aproape că ajungi mai repede ca la București. Cu siguranță. Absolut, da. Acum și... Ești în vacanță deja, nu? Când ai ajuns în aeroport, eu consider deja vacanță, parte din vacanță. Da, frumos. Da. Da. Da, sunt așa nouă chestie. Asta am făcut-o după accident. Deci chiar după accidentul l-am hotărât treaba asta, că mi se părut că, uite, așa pot să... Nu-l închiriați. Socotelile. Nu-l închiriați ăla. Nu. Nu. Mai la prieteni, numai mai da. Dăm. Când vrei să-i faci o surpriză la prietena mea, să-mi spui. O zi fără să vorbiți sau o zi fără să vă atingeți? Să ne atingem. Aia e mai grea? Sau mai a, care e mai grea? Care? Ce preferi? Mă rog. Ce preferi? O zi fără să vorbiți sau o zi fără să vă atingeți? El fără să vorbim preferă. Da. Deci vreau să te diferiți. O zi în natură sau într-un oraș plin de viață? Depinde de perioada din an. Fără telefon sau fără televizor? Fără telefon nu se poate. Fără telefon nu poate. Putem. Fără televizor noi... Nu se poate. Eu este zile întregi în care nu-l deschid. Ca și pompieri. Sunt zile întregi. Ca și... Dar nici în vacanță, nici în concediu. Nu, niciodată. Nu. Nu? Mai scrie cineva și zice, cum poți să răspunzi așa repede? Pentru că tot timpul telefonul e... Nu poți cu genul ăsta de pentru că de noi avem, trebuie să răspund, dacă nu răspund eu la o problemă care ține de firmă, de exemplu de Geoplast, oprește tot lanțul. Nu știu, dacă nu dau eu ok pentru ceva. No, dacă apare o chestie, acum nu ți imagina că atâta timp cât avem oamenii pe care îi avem aici, dar lucrurile merg bine. De decizie, dar dacă mai e ceva răspund, de decizie, sau... nu, cine își asumă o chestie mai? Și așa am obișnuit. Care dintre voi își cere scuze primul? Când greșește câte ceva. De ce arem dacă greșește? Nu. Da? Da, eu sunt chiar genul care îmi cer scuze de obicei. Adică... Nu avem, adică noi nu avem să fim n-am o problemă să nu cu... vorbim, nu știu, două zile, nu există așa ceva. Nu, n-am... Nu țineți mânie din nu, și dacă ne certăm, vorbim, o luăm de la capăt. Dacă vorbim în contradictoriu, că de fapt de aici pornește, dacă... Nu. Și, dar nu numai cu el. Eu oricum îmi cer scuze. Eu n-am o problemă până îmi cer scuze. Da. Sau nu accepta că am greșit. Nu accept că greșesc în sensul că vreau mai mult de la mine, știi? Dar dacă chiar am greșit... Unde vreți să mergeți în următorul loc exotic așa? Ce v-ați ales? Oh, Doamne, te știu, numai cu astea? Da. Asta e... Da. Păi, dar ce n-am eu? Ce nu pot să fac eu? De asta mă tentează, asta te tentează pe oameni. Păi ce să... Păi încă nu ne-am hotărât, știi? Adică... Încă nu ne-am hotărât, dar biletele le avem. Vă invidiem pentru treaba asta. Aș vrea să văd și eu Seychelles sau unde Dumnezeu ați mai fost. Acum tu ce crezi? Că nu poți să-l vezi? Tu crezi că... Păi dar bine, mă, dar și în Seychelles. Sunt hoteluri și hoteluri. Ce crezi că toate? Tu crezi că eu mă duc la hotel în care dau 3.000 de euro pe noapte? Hai să fim serioși. Nu e adevărat. Sunt prețuri rezonabile. Pozele alea pe care le pun găsesc locul cel mai fain. Da, deci ne păcălești. Poza noi cu... Dar să nu. Deci, atenție. Nu sunt genul care să arunc cu banii. Pentru că nu. Banii nu îi facem ușor. Tu gândește-te, vii și îmi ceri geamuri, da?
Păi ce, vii și spun că e 10.000 de euro geamurile la casă și tu îmi dai 10.000 de euro? Nu, te duci și mă verifici, nu? Mai ai 3-4 oferte. Mai ai 3-4 oferte și de multe ori cum îi... Nu prea mai am. Băi, oferte sunt întotdeauna acum, că faci tu diferențe, altceva. Deci nu arunc cu banii, pentru că... Nu, chiar de felul meu sunt zgârcit, adică sunt cumpătată și foarte analitică. Deci analizez, văd dacă merită, dacă nu merită. Nu, niciodată nu ziua, cât poate fi acolo, merge, nu, nu există. Nu așa am făcut banii, ajungând, nu așa am ajuns aici. Deci mâine aici. Unde mergeți? Că e weekend. Mâine. Nu, de la Roser, că n-am fost. La Roser, da? Aveți gânduri pentru... La Roser mergem și sâmbătă și duminică. Nu. Păi noi când suntem... că mai fain ca la Roze, nu-i nimic. Noi când ce... suntem aici, non-stop. Păi nu? Tu-l vezi așa, noi dar noi îl vedem ca... Serviciu, da. Nu, noi mergem să vedem ce nu-i bine. Nu ce-i bine. Ce-i bine văd și așa, când mai trimit dimineața pozele de la mei dejun, când primesc în fiecare închiderile și așa, atunci văd că e bine partea bună, dar când mergem acolo, vedem ce nu-i bine. Nu asta e rolul nostru. Asta și căutăm. Asta căutăm. Mama, apropo, mama se ocupă acolo... E cu curățenia și stătea stresată când mă duc eu, că mai ce, eu na, făceam oare... poze și puneam pe grup. Avem un grup acolo. Și stătea stresată ca și cum a trecut controlul. Au găsit ceva. Sau mergeam, nu ne instalam bine acolo, zice, no, eu cred că am făcut-o bine, dar poate sigur mai găsesc ceva. Mamă, sigur mai găsim ceva, că de-aia am venit să găsim ceva, dar asta nu înseamnă că tu nu ți-ai făcut treaba. Foarte figură, da. Deci noi nu vedem așa, noi vedem ce dar nu vine. Te înțelegi bine cu socrii tăi? Da. Da? Socrii tăi se ocupă de... lucrează da, mult acolo da, la... Da, băi, ei da? Se ocupă. N-ai probleme de astea cu socra, cu can bancă? Doamne, că nu, mama îl iubește mai mult pe el decât mine. Acum de ce aș avea? Nu, foarte bine. Dar tu cu socrii tăi? Păi, cu socra foarte bine și socru, Dumnezeu să le arte numai. De mult? De mult? A murit? Doi ani. Da, doi ani? Uh-huh. Ieri a fost doi ani. Da. Da, viață ca în rai, nu? Așa, așa crezi tu? Ce se mai întreb? Păi nu ne-ai mai întrebat. Păi bă, ce? Raiul pe pământ. Raiul pe pământ, da. Păi da, lapte, Doamne, miere. Să mulțumim la Dumnezeu, lucrurile sunt ok. Acum că sunt greutăți și sunt neajunsuri și... important, e foarte important cum le gestionezi și, foarte, și să fii mulțumit. Știi că până la urmă, dacă vezi tot neajunsurile și tot problemele din viața ta, ajungi să le transformi, să te duci în direcția aia, știi? Până la urmă și când au fost probleme, și când au fost greutăți, și când au fost câte o dezamăgire, sincer, tot timpul am zis, sigur, așa e mai bine. Știi că așa mai este o chestie, știi, Dumnezeu, Doamne, dăm ce știi că trebuie. Au fost multe lucruri care nu mi-au ieșit și nu ne-au ieșit. Dar și, s-au și dovedit că unele nu trebuiau. Dar s-au și dovedit pe parcurs că a fost bine că nu ne-a ieșit. Și la asta lucrez, pot să spun că de un an de zile lucrez foarte mult la mine cu partea asta, să văd din fiecare lucru luminița, din fiecare lucru rău, să văd sâmburile alea de lucru bun și pe ăla să-l alimentez. Știi? Sâmburile alea de bunătate și de optimism, pe ăla să-l alimentez, să aducă plus valoare. Foarte frumos ce zici. Foarte important. Fizic, lucrez și fizic foarte mult, că am văzut pozele alea din vacanță. Cum reușești? Ce diete minune ai? Ce rețete? Ce faci? Cred că nu fac... Acum niciodată nu... Nimic... Nu goleai aia masa. Întotdeauna mânca puțin. Deci, întotdeauna mâncam puțin, întotdeauna făceam foame, dar asta spun, mental. Acum sunt mult mai bine eu cu mine însumi și nu mai țin tot în mine și atunci probabil că am dat drumul să iasă și toxinele. Nu mai mănâncă și... ciocolată, de exemplu, prăjituri pe mânca... Nu mănânc zahăr. Acum și într-un pahar de vin este un pic de zahăr. Apropo, am avut și aproape 40 de zile fără zahăr, la care mă uitam și pe etichete, dar nu mai mănânc dulciuri deloc. Deloc. Și când spun desert că nu mănânc deloc, nu mănânc deloc. Și mă asum. Trebuie să împarți tortul cu copiii, păi copii, n-ai ce face. Da. Apropo, ce fac copiii? Foarte bine, Sergiu. Robert e student? Robert e la poli. Inginerie, bineînțeles. Da? Oh, da? Păi clar că predați stafeta. Păi sperăm, da? Da, uite, cum să vinzi. Sport mai face? Da.
Da. Și da, acum o să plece, da, pleacă în Viena. Nu mai da, pe 22 parcă. Și pentru un club din Cluj sau tot pentru Bistrița? Păi el e legitimat la Bistrița, cu Bistrița, da? Cu Bistrița va merge, dar se antrenează acum la Cluj. Da, se antrenează la Cluj. Merge, el e tot pe aceeași direcție. Sport, școală. Noră n-aveți încă? N-aveți. Oficial nu. Cu acte, adică. Ce, cu acte, da. N-aveți. Cum, are 21 de ani, doar nu s-a șensurat. Nu, trebuie. No, cine știe? Nu. Da. Și ăsta mic? Și ăsta mic, în clasa 8. Se bate cu... Cu generalul, cu profesorul, cu cine? Cu mamă să se bate. E mult mai bine, Sergiu, da. Vom avea un an dificil, da. Clasa 8, da, clasa 8, dai seama că dacă vrei ceva să ajungă la un liceu bun, o clasă bună, e de muncă. Nu, mai depinde ce vrea el. Ce vrea? Parcă înțeles ce... Ce vrea maică sa? Ce vrea mamă să vrea și el. Și tu ce vrei? Păi eu vreau un profil de unde poți să mergi. Ce vrei tu să faci? Nu, pe el vrea, el vrea să meargă la Liviu, unde a fost frate, să că întotdeauna când ai înaintași. Da. La biologie, chimie, biling, prima clasă. Adevărul că Liviu, e Liviu și restul lumii. Acum se supără pe mine toți cei care s-au alternat în alte poste. Și eu zic așa, no. Și am văzut adevărul. Robert a făcut școală, s-a dezvoltat frumos, relație foarte bună cu profesori, adică nu l-am auzit niciodată să spună că nu e ceva ok. Acum, părerile sunt pro și contra. Eu, copil la Liviu, am fost mulțumită și îmi doresc ca și Sergiu să ajungă tot acolo. Acum, el și poate doamne, doamne, să prindă și liceul, construcția liceului gata pe când între el, că deja e a treia generație sacrificată pe acolo. Da, da, da. Și asta e foarte important și foarte dureros pentru copii. Adică să nu simți tu curtea aia. Vai, bola de toate. Ce, îl opresc și general unul care nu-i lăsa să iasă în curte, că tot aceeași constructor, aceeași treabă. Îi ținea și aveau și pretenția să stea pe holuri, să nu vorbească, să dai seama după ce... Să nu facă gălăgie, știi, în șase ore. Au mai fi și pandemia. Da, a fost o generație. Pandemia a mai fost. Niște generații de sacrificiu, clar, în care repercursiunile există. Deci să recapitulăm. În afaceri, ce vă doriți, ce perspective și ce... Să mergem înainte, să fim măcar la fel de sănătoși. Ce piețe vreți să cuceriți? Unde vreți să vă extindeți? Noi nu vrem să ne extindem mai mult decât zona Transilvaniei, adică nici măcar... Unde facem montaj, trebuie unde să putem să face, pentru că aici trebuie să facem montaj. Județele limitrofe, stăm destul de bine, exportăm. Cât de cât, nu-i mulțumitor, dar optimist, nivelul de export. Acolo nu facem montaj și e mult mai simplu. Și da, vom investi în tehnologie, am și investit, așteptăm utilaje, retehnologizare. Încă discutăm și la sticlă e făcută, investiția e demarată deja. Dacă îți poți închipui că a apărut următoarele robot cu inteligență artificială și în contabilitate, îți dai seama. Vrem și partea asta. Mă sperie chestiile astea. Te sperie, dar să știi că lumea nu mai vrea să muncească atât de mult. Lumea vrea timp, așa cum vreau eu, timp și să plec, așa vrea toată lumea. Și cred că întotdeauna, eu cel puțin, am avut... flerul ăsta de a vedea lucrurile și de a îndrăzni mai să merg cu tehnologia mai departe. Uite-te că așa vreau și acum și sigur nu greșesc. Dar nu simți că îmbătrânești, Gogu, că nu poți să o întrebi pe Ana Maria, dar te întrebi pe tine. Nu simți că îmbătrânești și pierzi ritmul cu ăștia tineri? Cu nu care simți ăștia tineri? Nu care vin ăștia din spate. Dar eu simt tânără. Uite ce vine din spate. Așa, da. Eu am nuiaua mea. Tu crezi că el, apropo, mănâncă cât vrea și bea cât vrea? Exact. Și... Nu. Și ce, nu-i bine? Ba da. Păi, deci, i-am zis, când nu-ți mai fac, scuză-mă că te întreb, când nu-ți mai fac observații, înseamnă că nu mai îmi pasă. Păi nu? Te-ai speriat. Da. Deci să te bucuri când vezi că-s cu ochii pe tine ca pe butelie. Că, Doamne, ferește să mă uit în altă parte. Nu, și nu-i bine. Dumnezeu. Și atunci? Deci, în afaceri, am înțeles, în turism... În ce privește turismul, vreți să vă mai extindeți pe undeva sau să mai faceți ceva? Tot timpul mai facem, nu o să mai vine ceva înainte de Crăciun, o noutate. Am mai face dacă mai avea unde, dar nu mai avem. Dar nu mai avem teren care să fie lângă. Nu știu, altceva. Nu. Nu, lasă.
e suficient. La figă. La... Da, exact. Poate că ar merge un... Sunt George Băi, ai văzut ce zicea Claudia Andron, că Dudu e. Îi lăsăm pe alții. Că Dudu e Sunt George. Probabil Claudia vede ea lucrurile altfel. Nu, eu nu le văd așa și lăsăm pe alții care văd ca și ea să facă. Nu, pas. Dar zici că față de precedenta întâlnire, parcă deja, e mai bine cu Rozelu. Păi nucleul de bază e același. De, deja avem șase ani. Și oamenii știu destul de bine despre ce e vorba, sunt implicați, suntem ca o familie acolo, de la recepție, la bucătărie, la ospătare. Avem același nucleu de bază. Acum că tot timpul unul mai pleacă, unul mai vine dintr-un considerent sau altul, e ok. Aveți aici, trei deja, aici, Sri Lanka sau nepalești care au deja 6 ani. Aici vrem, aici vreau mai mult singur. N-ați avut probleme cu niciunul? Da, cu niciunul din ăștia. Câți o plecat? M-a avut o grămadă. Da? Și aici am avut vreo, nici nu știu, cred că și 20. Pe și mai avem 2. Dar nu, nu. E greu să-i... În partea tehnică nu reușesc. Fidelizezi și pe ăștia. Pentru că nu, Sri Lankezii, de exemplu, în țara lor ce au hoteluri, tot așa, lucrează la... În domeniul ăsta, Horeca. Pe Horeca e mai bine, da. Acolo mai repede, aici e mai greu. Aici n-ai avea ce să faci cu ei. Nu am avut și nu am avut. Cu ciocanul. Cu... Păi ce să fac? Păi, nu e dat cu ciocanul. Chiar ciocanul e problema la noi. Nu, la noi personalul din Geoplast trebuie să-l ducă și capul. Știi că e pe partea de montaj, că e pe în secție, sunt utilaje. Deci la noi nivelul e peste mediu. Și la partea de muncitori. Câți angajați aveți la Geoplast? În jur de 80. 80 și cu vreo 20 am avut mult mai mulți. Avem mulți externalizați. Avem mult. Montaje. 100 și aveam la un moment dat. Da. Dar deci am preferat să, chiar de ai noștri, să încurajăm să-și facă echipe proprii de montaj și lucrează. Știi chestia asta? Mersul ăsta de aici să montez la Cluj. E foarte dificil cu drumul ăsta. Vin eu cu mașină mică și fac 2 ore. Da. Dar pe cu bus faci 3 și atunci... Și atunci e mai bine, e mai controlabil. E plătit la suprafață și... Deci și dați peste 100 de salarii în fiecare lună. Mai mult. La toți, mai da. Mult. Peste, da. Da, și echipele care montează pentru noi, care nu sunt angajați, dar sunt cu... sub antrepriză, da, cum să nu... Deci am zis de Geoplast. Da, ai așa listă, trebuie să le dau, să nu ratezi nimic. Să nu ratăm. Geoplast, ok. Rozer Turism, am zis, am tras concluzii. Sport, nu mai mâncăm zahăr și facem mișcare. Sală? Da. Nu? Jocuri, ceva, gogut, ce mai mergi? TRX, facem multifuncțional. Mai mergi la box acolo, la... Nu, Daniel Mărean, nu? Nu, el vine unde merg și eu la Maxim. După la tine să te așteaptă la termin antrenamentul. El face în privat. Da? Nu, el face în privat cu Mihai și eu fac la clasă. Mie nu-mi place în privat, mie îmi place la clasă. Mie îmi place să văd lângă mine care face, mă motivează. Și nu mai mâncăm zahăr, am înțeles asta? Nu, da? Ce nu mai mâncăm? Câte un par de vin bem? Da. Bem, da. Se supără Gogu dacă nu beau. Fructe? Fructe mâncăm? Da. Aici cam la asta trebuie să mai lucrez. Da, zahăr mult și acolo. Păi probabil că mi le iau de acolo. Da. Dar încerc să mănânc fructe mai puțin dulci. Lămâi. Da. Ca de exemplu ce? Păi mere. Mere, da. Mere și din astea de acum, știi, de sezonul ăsta. Balonam după mere, nu. Acum altceva. Pe fructul pasiunii, dacă începem cu smochine și cu fructul pasiunii, cum ți-am trimis azi dimineață, ziceai că iarăși. Da. Așa. În excursie mergem, unde mergem de Revelion? La Colibița? Aici, la Colibița? Da. De 5 ani suntem la Colibița. Nu mergeți în străinătate niciodată, de sărbători. Nu. De sărbători, îmi plac sărbători de Crăciun. Acasă. Da. Așa. Cu echipele de sport suntem mergem bine. Mergem înainte. Suntem în... Avem chiar de toate. Acum, astăzi de toate. Au plecat băieții cu Ionel Burduhos. Da. Da, îi susținem și pe ei. Da, avem meci sâmbătă acasă în Liga Campionilor. Greu va fi. Cu Podravka, greu. Da. Da. Fetele la fotbal la fel. Băieții și-au revenit un pic la fotbal cu Buștaia antrenor. Un pic și-au revenit. Chiar nu știu. Am fost pe drumul cel bun. Din primar avem din 22 zic că lucrurile octombrie. Trebuie să se întâmple acum, bine. Acum să ne primarul lase... vechi am văzut. Vedem, așteptăm. Da, corect. Acum noi oricum, pe noi nu ne-o... afectat. Cât timp îi dăm la Lazani? Cât îi dăm? 2 ani, 3 ani? Cât îi dăm să ne lămurim și să-l... Eu zic că imediat. Cât să-l păstrim? Eu zic că intră. Sunt și proiecte care
trebuie să le continue. Dacă am în 2-3 ani ar trebui să ne dăm seama dacă da, face sau nu face treabă, nu? Și schimbăm după primul mandat. Îți dai seama și într-un an. Îl schimbăm după primul mandat, dacă nu fac ca pe turc. Îl schimbi. Chiar crezi că tu poți să schimbi un primar? Claudia Andron, nu eu. Claudia. Aha, eu și cu Claudia. Nu eu. Da? Încercăm. Așa. Și ce mai avem? Cam asta. Copiii sunt bine, sănătoși, da. Toate vedem, bune și vedem frumoase. Vedem la anul cum stăm, știi? Bun. Mersi, mulțumesc frumos. Să-i mulțumim încă o dată Cristinei pentru tortul ăsta egiptean senzațional, chiar dacă poate face o excepție impresie de data asta și iei o gură de tort chiar dacă e cu zahăr. Gogu, ai o sticlă de vin de la Jelna și una de la Teaca și îți propun să mergem împreună într-o zi până la Teaca să vezi ce minuni au pe acolo. Dacă zici tu. Și celor care ne-au urmărit să ne mai urmărească în continuare. Tot așa ca și până acum, vă mulțumesc frumos că ne-ați primit aici la voi acasă, la Geoplast, acasă. Tot acasă, că tot se a vostru. Se știe că pentru mine e ca da? Și acasă, da. Da. M-am simțit excelent și aș vrea să ne vedem așa, din când în când, la anul, pe vremea asta. Că nu ne-am văzut de 2 ani într-o emisiune din asta. Acum, ca să te vezi mai des, trebuie să ai mai multe de spus și noi cam le-am spus. Lasă, că la un pahar de vin nu-i musai să ai. Așa putem și fără cameră și cu cea mai mare plăcere te așteptăm. Bine, mulțumesc frumos pentru emisiunea asta. Și noi și sperăm că am fost cât de cât interesanți și că n-am plictisit, dar dacă plictisim... trec mai departe, normal, nu? Normal, sigur. Exact, nu trebuie sigur să deranjăm. Evident. Nu este ne place. Este loc pentru toată lumea, ca în Colibița, ca în afaceri. Vă mulțumesc că vouă celor care ne-ați urmărit și ne întâlnim data viitoare cu altă ocazie. O zi bună în continuare.